v-am regăsit, dragii mei! România este despre oameni, despre locuri, despre faptele de vitejie ale înaintașilor noștri. Avem o țară bogată în resurse naturale și diversitatea reliefului. Avem tradiții și obiceiuri păstrate cu sfințenie de oamenii satelor. Avem români întreprinzători și cu credință în Dumnezeu, care își dedică timpul pentru a face bine în jurul lor. Vă invit să rămâneți alături de noi și le vom descoperi pe toate pas cu pas. Sunt Cezara Munteanu, începem chiar acum un nou sezon al emisiunii Dragoste de România. Tânăra Patricia Marina Toma din satul Marin, județul Sălaj, a reușit să readucă la viață datinile și obiceiurile din satul natal. Care este evenimentul organizat de ea, despre care a vuit toată presa, aflați imediat! Adela Hanafi este una dintre mamele eroine din România. Luptă pentru drepturile și egalitățile copiilor cu dizabilități. A înființat o asociație și a adunat în jurul ei o echipă de terapeuți și voluntari care au un singur scop: reintegrarea în societate a copiilor atipici. Artele vizuale pot reda foarte bine elemente din istoria acestui popor. Daniela Frumușanu este unul dintre artiștii care simt și creează pentru România, dar mai ales își oferă cunoștințele cu generozitate generațiilor ce vin. O tânără din satul Marin, județul Sălaj, a demonstrat lumii că satul românesc poate fi revigorat, iar datinele și obiceiurile de mult uitate pot fi readuse la viață. Patricia Marina Toma a ales să renunțe la cariera pe care o avea în Cluj și să se dedice promovării satului natal. Este pasionată de fotografie, de portul popular, de casele vechi. A realizat platforma rurală de educație Marin Art și organizează periodic evenimente care atrag turiștii de pretutindeni. Cu ajutorul sătenilor a reconstituit nunta străbunicilor ei, așa cum s-a întâmplat aceasta la 1941. Este zi de târg în comuna Crasna, județul Sălaj. Lume pestriță, tineri și bătrâni vând și cumpără produse locale. Printre ei am zărit-o pe Patricia Marina Toma, o tânără din satul Marin. Pare că nimeni nu este stânjenit de aparatul ei de fotografiat, căci Patricia este de acasă. Sunt fotograf. M-am mutat de un an înapoi în satul natal, după ce am trăit pe timpul facultății și un pic după la Cluj. Și după ce am fost așa fascinată de viața aia de oraș, m-a lovit pandemia ca pe toată lumea și m-am întors acasă. Locuiesc cu bunica și încerc să strâng câteva animăluțe în jurul meu și să fac proiectele care îmi aduc mie bucurie și care mă fac fericită. Proiectul meu de lungă durată este Oamenii Satelor, care își propune tocmai să imortalizeze secvențe din viața oamenilor de acum, special din viața bătrânilor și, bineînțeles, a locuitorilor satelor. Are un ochi fotografic extraordinar, o sensibilitate, asta am remarcat-o dinainte să o cunosc. Apoi empatia, și asta se vede din modul în care am cumva privilegiu de a o vedea și în spatele fotografiei, când face fotografiile. Și la ea mie partea asta mă impresionează foarte mult, că mai important decât o fotografie reușită, o operă de artă sau să zicem cum vrem noi, e omul. Și asta mi se pare foarte important. Respectul ăsta și, care, și dragostea asta sinceră față de om și față de viață în general. Cele de aici le am din anul în care a fost centenarul. Am făcut un eveniment, zilele august la Marin, și am vrut să expunem 100 de fotografii vechi din sat. Și aici sunt fotografii făcute de mine, urma să le pun pe perete de aici pe aici. E bunicul meu, bunica cu care locuiesc acum. Poza asta e din 2012 sau 2013 și e cea mai veche poză din proiectul meu Oamenii Satelor. Patricia a studiat turism cultural în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie din Cluj. Iubește tot ce este legat de satul românesc: oamenii, portul popular, tradițiile strămoșești, casele. Ea însăși, cu ajutorul familiei, a salvat o casă bătrânească de la 1903, ce urma să fie dărâmată. A transformat-o într-un adevărat muzeu etnografic, dar și în locație pentru atelierele educaționale și culturale pe care le organizează. Yeah!
În 2016, la numai 18 ani, Patricia Marina Toma organiza primul eveniment mai amplu de promovare al satului natal, reconstituirea 1-1 a nunții străbunicilor ei, așa cum s-a petrecut aceasta la 1941. Străbunica mea, în momentul în care am reconstituit nunta, avea deja 93 de ani și atunci foarte puțini oameni au putut să ne povestească. Fiind o reconstituire a unei nunți, a unei povești reale de la nuntă, a fost foarte important să culeg amintiri din comunitate ale oamenilor care au trăit aproape în perioada respectivă. Am avut norocul să am oameni din sat, din comunitate, alături de mine, cum ar fi grupul de femei în vârstă de la corul bisericii, care au fost ca bunicuțele mele și de la ele practic au pornit totul, pentru că fără ele n-aș fi putut să fac nimic. Ele m-au învățat cum să aranjez în casă, ele mi-au spus cum trebuie să fie mâncarea la o nuntă, cum trebuie să fie obiceiurile. La noi se zice socăcițe la nuntă. Socăcițe este o femeie care conduce și noi ajutăm toți acolo împreună. Pregătiri, mâncărurile. La noi se făceau mâncăruri pentru nuntă, sarmale, pui, supă, un fel de ciorbă să dă de pai pe urmă, friptură. Când era câte o nuntă și era așa mai mărișoară, mereau femeile cu făină, cu ouă, cu găină, cu ghitate și să pregătea nunta. Și ținea două zile atunci. Nu ca așa, mă, atunci așa era nunta. Eu am făcut pânzătură, să numește, șlaier ala miresi, am făcut steag, la noi zice zazlău, cu îmbrăcat, cu batiste, cu tot felul de făcut frumos și cu cununi din verzi așa făcute din sasău, adus din pădure. I-am gătat pânzătura la patri. După aia am venit aici la organizare, la făcut mâncare și organizări cu costume, cu lucrurile astea frumoase care au fost în trecut și s-o cam de lăsat. Localnicii din satul Marin au răspuns cu bucurie la inițiativa Patriciei de a organiza un astfel de eveniment pentru promovarea satului lor. Și-au scos straele de sărbătoare din dulap și au participat în calitate de nuntași. Toate obiceiurile au fost respectate ca în urmă cu 75 de ani. Am adus înapoi ceea ce bunicii noștri, străbunicii noștri au lăsat. Și noi le-am adus să nu se lese, să nu se uite. Atunci a fost atâta lume, că dacă ar avea când s-ar mărita atâta lume la nuntă, n-ar ști ce-și facă cu bani. Tare multă lume a fost, foarte. Nu ne-am așteptat să fie atâta lume. Foarte frumos a fost. Eu dimnică m-am dus la nunț și am descântat. Cum le auzeam pe ele, facem și eu după ele. Cui se descânta? La mireasă descântam, când meream după mireasă, după aia descântam la mire. Și cum e descântecul ăsta? Sunt multe descântece. În special, unul când meream la biserică, la cununie. Că mire suță bot de flori, ies gândul de la fecior și ți-l pune la bărbat că cu el te-ai cununat. Bun, care au venit aici și au văzut nunta atunci la Patricie. Atâta le-a plăcut de mult că o să așa ceva n-au văzut. Descântece și dar n-am tăcut un hir, no stop am descântat. Au fost și de aici străini pe aici și atâta au filmat cât am cântat, le-am și cântat, cum s-ar ce le-am horit. Și atâta le-a plăcut de mult, numai atât în limba lor zicea că și mai zicem. Și apoi noi numai atât ziceam, nu ne oprem. E frumos, deci e și păcat și să lese. Că dacă noi nu mai putem, nu știu cine mai zice, că nimeni nu mai știe și zic așa. Ce mi s-a părut mie simpatic la reconstituirea nunții a fost că pe masa miresei, în momentul în care s-a ajuns la petrecere, a fost pus pe fiecare colț de masă câte un păhărel mic de lapte. Și eu, ca mireasă, trebuia să le bea pe toate patru ca să fiu lăptoasă. Și asta mi s-a părut simpatic. Da, și nu se mai ține acum la noi. Mirele și mireasa își cer tare de la părinți prin grăitor. Adică staroste, nu știu cum îi spuneți la voi, la noi e grăitor. Bucură-te, socră mare, ți-am adus o mândră floare cu glas de privighetori.
Când începe a cântața, fi strântă ulița, când începe a ciripi, fi-n fundul grădinii, de acolo e felelii. Tânăr Nozmire, în momentul de față, s-ar îndrepta spre al său scump și iubit tată-ți, așa, prin gura mea. Mi-ai fost tată iubitor, părinte îndurător și de grijă purtător. Dar până eu ți-am fost fecior, ți-am greșit de multe ori. Când m-ai trimis în jos, eu m-am dus în sus. Când m-ai trimis în sus, eu m-am dus în jos. Să le-am făcut, tată dragă, tăti pe-ntors. Dar pentru orice supărare, eu te rog să-mi dai iertare și o dulce sărutare și cu mama la un loc. Spune-ți însă am noroc, drumul de căsătorie de bucurie să-mi fie noroc. Mai mari nu-l fierbe acum, ci și Italia și Spania și poate că numai aceste două țări. Abia așteaptă să vadă poze, să vadă filmări de la acest eveniment. Toți și-au arătat interesul, dar n-au putut fi prezenți cu toții. De aceea ne bucurăm pentru acest eveniment, o felicităm pe Patricia, pe familia care este aproape și o sprijină din, din toate puterile și bine fac. Felicitări, Patricia, pentru inițiativă. Sunteți atât de frumoși și atât de mulți musafiri și invitați. Vreau să vă spun că o cunosc pe Patricia de vreo 4-5 ani, când am văzut-o prima dată, de-abia că era un aparat de fotografiat mare, cam mare pentru ea, și participa la tot felul de evenimente interesante și în special unde era vorba de tradiție, era prezentă, imortaliza, are pagină pe Facebook, are site-ul satului, e foarte activă, fiii marinului. Patricia este neobosită în a promova viața la țară și tot ce face parte din identitatea noastră națională. La cei 24 de ani are deja un portofoliu consistent de proiecte și de evenimente organizate de ea în satul natal. În 2016 a fost această reconstituire a nunții. Anul următor am pus în scenă povestea de însurătoare a bunicilor mei, practic fiica fetei din anul anterior. În anul următor am avut și cânepă semănată și atunci am încercat să facem și un mini-seminar în jurul cânepii și a importanței cânepii în tradițiile românești și în portul popular. Apoi am avut ateliere pentru copii, o paradă a portului popular, cumva o prezentare a portului din diferite zone etnografice. Dragostea pentru portul popular a fost prezentă în ADN-ul ei de dinainte de a se naște, moștenită de la mama și de la bunica. Mă simt foarte mândră când îmbrac portul popular, da, de la mine din sat, dar nu numai, în special de la mine din sat, că mă simt așa foarte legată de oamenii care l-au purtat înaintea mea, de femeile care l-au purtat înaintea mea, indiferent că port hainele bunicii sau străbunicii sau altei femei, da, mă simt mândră. Responsabil pentru structura mea sufletească și pentru lucrurile pe care le fac acum, mă gândesc clar la bunicii și la familia mea. Da, de la ei a pornit tot. De la bunica care mă îmbrăca în costum popular, ca să mă duc la biserică sau să-mi facă poze, sau de la ștergurile pe care le vedeam la ea în casă și de la grija pe care o avea și cu care insista să-i ating hainele și să am grijă de ele, lor le sunt recunoscătoare. Maria Toma, mama Patriciei, a strâns de-a lungul timpului cu mare dragoste și grijă mai multe elemente ale portului tradițional din zonă. Păstrează cu nostalgie primul spăcel cu care fiica ei a mers la colindat. Așa a crescut Patricia. La 5 ani, la 6 ani, mergea la colindat cu haine din astea, că nu mergea nimeni în sat. Asta e făcut în anii 30, deci e o chestie veche, frumoasă. Deci chiar, dacă ne uităm, dacă vedeți pe simbolistică sau pe, nu știu cum să zic, eu nu cunosc foarte bine, dar până la război, culorile, cel puțin în zona noastră, erau formele, și formele erau geometrice. Și atunci vorbim de hainele, de exemplu, din partea de jos, pe care le-am eu aici. Florile erau sub formă, deci, vedeți, sub formă geometrică, sub formă din asta. După război, a început lumea să aibă curaj, să prindă curaj, vedeți, și să facă flori. Ce apreciați la ea? Faptul în sensul ăsta, legat de ceea ce face? Că duce mai departe. Că duce mai departe asta.
Deci, și mai ales că a fost și un vis de-a meu neîmplinit. Deci asta e și mai mare împlinire pentru mine, cel puțin, sau și pentru mama. În satul românesc, din păcate, modernismul a venit la pachet și cu un soi de ignoranță. Multă vreme, generațiile tinere nu au apreciat corect valoarea straielor populare. Le-am ars, vine lumea, își renovează casa, vin tinerii din străinătate cu bani, aruncă tot ce îi pot și le dau foc, bineînțeles. Și eu am câteva persoane care cumpără pentru mine. Și asta, ziceam, râdeam mai devreme cu Patricia, înainte de a veni dumneavoastră, că pe rândul de sus, aici, uitați, zic o șaorma mai puțin, mănânc o șaorma mai puțin, că și nu ajută, și cumpărasem chestia asta, că am zis, mă, pentru o șaorma, o să am și un nepoțică. Sau cel puțin mi-a plăcut foarte mult, uitați. Maria este mândră că fiica ei a reușit să readucă la viață tradiția și obiceiurile din satul Marin și că i-a determinat pe oameni, prin propriul exemplu, să îmbrace și să poarte cu mândrie portul popular. Singura chestie care s-a ținut de-a lungul anilor, poate odată la 3-5 ani cineva ar fi luat de Rusalii poate un spăcel, adică poate bluza la noi spune spăcel, intră pe cap și atunci e spăcel. Ar fi purtat cel mult o bluză sau rar un costum întreg, un port întreg. Dar acum lumea poartă. În contextul actual în care lumea rurală și lumea urbană se destructurează, iar majoritatea tinerilor pleacă la oraș sau părăsesc țara, această fiică a satului Marin reușește să țină comunitatea sudată. Creează punți între generații, între copiii de astăzi și bătrânii pe care de multe ori uităm să-i mai ascultăm, deși avem atât de multe de învățat de la ei. Cred că ce-aș vrea să trăiască copiii de azi, ceva ce am trăit și eu în trecut, în copilăria mea, ar fi să aibă aceeași conexiune cu bunicii pe care am avut-o și eu. Trăind cu bunicii și trăind la țară cu animale, ai cu totul alte experiențe decât poți să ai în altă parte. Oricum fac, mă întorc la oamenii în vârstă de care eu sunt foarte legată și de la ei pornesc și atunci când mă gândesc la valorile satului, mă gândesc la, în primul rând, la femeile cu care am lucrat. Femeile despre care vorbesc de la noi din sat cunoșteau acele descântece dintotdeauna și știau să coasă, și dar că aveau nevoie cumva de un sprijin. Și venind din partea unui tânăr, cred că a fost important pentru ele, pentru că s-au simțit încurajate și au simțit că poveștile lor contează și că ceea ce știu ele să facă contează. Datorită ei și mulțumită ei, satul nostru ieși un pic în evidență, deci cu ce-o făcut, nu păstă ce nu s-o făcut. Dar datorită ei, să văd. Și nu, ne bucurăm și noi din sat până la urmă, că vedem că ni se cunoaște un pic valorile, că niște valori care au fost ascunse. Când e panou, am fumat, o-am țăsut și am o ascese, nu zic că o fumăm, că o țăs. Eu dai-mi o mie că eu o fac pânză și fac hane din ea și fac prosoape și fac țarțafuri și hane frumoase, făcute în război, cu modele și cu motive populare făcute în război, care nu se face, nu oricine le face și s-au pierdut. Îmi doresc din tot sufletul și am la cine lăsa. În fereastră de la noi, te vedeam mândră în război. Cum rosai cuițele și dădeai cu brâglile. Uite, asta să facem patruițe, de exemplu. Mărlioare, așa să numesc, alea, uite cum mărg așa. Și n-ai voie și greșești. Și bași suvei ca numai dintr-o parte. Da. Când ai schimbat și o bași din cea parte, să schimbă, nu mai mărg așa să întorc. Da. Și să vede cum ar fi greșeală. Transmiteți-le un mesaj copilașilor din ziua de astăzi, fetelor de 10-14 ani. Le transmit din suflet și le rog, păteți fetele și vie și învețe până când le poți arăta. Că și eu sunt bătrână și dacă o-i pleca, nu-l avea cine le spune. Nu mai imaginez o viață în oraș, cum eu imaginam poate acum un an și jumătate. Cred că am dragoste pentru oameni și pentru comunitate. Adică cred că am dragoste pentru România când vine vorba de locuri și de oameni. Dar mi-ar plăcea să văd dincolo de granițe și să spun că am dragoste față de cultură în general, cultura tradițională, de portul popular, de elementele țărănești, de cultura vernaculară, de casele vechi care se distrug.
Pentru mine cumva asta înseamnă România și e foarte trist să văd acum cum vine nu neapărat modernitatea care îl distruge, dar oamenii care nu știu să folosească cumva modernitatea și resursele pe care le au la dispoziție în avantajul lor și nu știu să conserve ceea ce au. Avem atât de multe de învățat de la oamenii satelor, pentru că ei sunt rădăcinile noastre adânc înfipte în gliastră bună și atâta timp cât mai sunt tineri precum Patricia, care se dedică promovării satului românesc, există o speranță că tradiția nu se va pierde. De mai bine de 15 ani, Adela Hanafi luptă pentru integrarea în societate a copiilor cu dizabilități. A înființat o asociație și a strâns în jurul ei o echipă de oameni demn de încredere. Terapeuți, trainer profesioniști, dar și tineri voluntari dornici să ajute. Organizează tabere și cursuri de not. Reușește să creeze o formă de comunicare, empatie, altruism și iubire între ei. Așadar, vă invit să o cunoaștem împreună pe Adela, dar și povestea din spatele acestei inițiative. Să fii mamă este un sentiment cu totul special. Inima se împarte în două, iar destinul îți dă șansa de a strânge la piept jumătate din tine. Ai norocul de a renaște prin ochii lui, ai șansa de a-l învăța să fie mai bun, să aibă mai multă încredere și să pășească plin de curaj în lumea cea mare. Tot ceea ce contează este fericirea copilului tău și nimic altceva. Adela Hanafi este una dintre mămicile eroine ale României, care a adus pe lume un copil cu totul special. Pentru el a înființat în urmă cu 16 ani Asociația Conil, care urmărește reintegrarea copiilor atipici în societate. Am fost mama unui copil diagnosticat cu ADHD, deficit de atenție și hiperchinezie și retard mediu. Numele lui era Cookie. El ar fi făcut zilele astea 25 de ani, iubea foarte mult muzica. Mai târziu am descoperit că îi place să cânte la tobe și l-am dirijat către tobe. Am avut chiar voluntari, studenți care au lucrat cu el, astfel încât la un moment dat a ajuns să cânte pe scene ale festivalurilor și am fost foarte mândră de el. Să începem! Bugi, 1, 2, 3 și... Era un copil extrem de vesel, extrovertit în general, nu era genul de copil introvertit, era foarte prietenos, de aia și suferința mea era cu atât mai mare că știam că își dorește să relaționeze cu alți copii. Și era foarte carismatic. Din păcate, acum 2 ani el s-a stins din viață și acum e undeva la îngeri, însă povestea lui sper să meargă mai departe. Eu voi continua tot acest demers pentru că moralei sunt datoare și înțeleg perfect de bine prin ce trec părinții acestor copii. La 22 de ani, mergând cu fratele lui la patinoar, unde am asistat la un turneu de hockey, când ne-am întors a făcut febră seara, a doua zi am transportat la spital și în 10 ore a murit, a făcut pneumonie hemoragică se numește, ceva, un tip de pneumonie foarte agresivă, cu o evoluție foarte rapidă și în câteva ore s-a stins. A fost un șoc pentru noi toți și pentru toți prietenii lui, pentru toți cunoscuții noștri, pentru că era totuși destul de cunoscut în toate evenimentele noastre cu care era implicat și atunci era o figură cunoscută. A fost un șoc pentru toată lumea, pentru că el a murit în ziua de Crăciun.
aduc aminte cu mare bucurie și totdeauna mi apare un zâmbet, chiar dacă e cu regret și cu dor, dar a fost un îngeraș. Cu durere în inimă, dar cu credință în suflet, vorbește deschis despre tot ceea ce i s-a întâmplat și nu ezită să amintească tuturor mămicilor cât sunt de puternice. Toată experiența sa de viață a transformat-o într-un discurs motivațional, astfel încât să dăruiască speranță tuturor celor care o întâlnesc. Now if you have a kid, you wish for him all the best, you wish that he is having friends, he plays with the others. Of course, being isolated, I was trying to focus on him, to help him to develop, to create a group of friends for him. And I realized that the problem that I have is the problem that all the mothers with this kind of kids have. În urmă cu 25 de ani era foarte puțin cunoscut ce înseamnă să ai un copil cu nevoi speciale, pentru că pe timpul lui Ceaușescu cei mai mulți copii erau ascunși sau duși în centre și noi ceilalți, pe persoanele tipice, foarte rar auzeam despre ele și știam despre existența lor. Asociația CONIL a fost înființată din inițiativa Adelei pentru a oferi o șansă la o viață normală copiilor cu dizabilități, dar și o educație în rândul părinților, pentru ca aceștia să înțeleagă mai bine care sunt nevoile copiilor lor. Astfel, din familia CONIL fac parte în prezent 300 de copii, dintre care 180 sunt atipici. La noi în centru, fiecare copil care vine, întâi ni se face o evaluare psihologică, iar în urma evaluării psihologice vedem exact cum stă fiecare copil pe fiecare arie în parte. În funcție de aceste rezultate, se stabilește diferența între vârstă cronologică, vârstă mentală și atunci putem să stabilim exact cum formăm grupurile de socializare și de interacțiune. Până în prezent, asociația are 5 locații. O grădiniță, un after school, o școală și 2 centre de zi, unde cei mici beneficiază de cele mai bune terapii. Centrul de terapie CONIL este locul unde încep programele de recuperare intensivă ale copiilor cu dizabilități și nu numai, și ale copiilor tipici, dar care au anumite probleme emoționale. Da? Sunt copii care sunt tipici, dar au suferit anumite traume, au anumite fobii sau au anumite sensibilități, emoții, anxietăți pe care ei trebuie să le depășească. Și acasă, părinții nu întotdeauna știu cum să fac lucrurile acestea. Și atunci, aici este locul unde încep aceste programe intensive de terapie, atât pentru copiii tipici, cât și pentru copiii atipici. Bun. David, te rog să-mi arăți și mie care este băiatul. Bravo! Și fata? Foarte bine! Acum, o să facem puzzle-ul cu băiat! Poftim! Încep! Ușor, 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 David! Foarte. Excelent. Bravo, David. Mai departe. Hai. Foarte bine. Te descurci minunat. În echipa CONIL s-a alăturat și Ioana. Are numai 20 de ani și este kinetoterapeut. Crede că implicarea tinerilor în activitățile voluntare este foarte importantă pentru că ei pot aduce o viziune și o perspectivă nouă în recuperarea mai rapidă a copiilor cu nevoi speciale. Încerculeț, 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 jos piciorușul. Exact. Trecem peste. Super. Și pas în cerculețul galben. Și peste. Exact. Și trecem. Te uiți la piciorușe ca să vezi pe unde mergi. Exact. Bun. Acum luăm mingiuța. O ridicăm sus, 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 sus. Și o punem jos, la loc. Foarte bine. Eu am mai lucrat cu copii, dar nu cu copii cu dizabilități și cu probleme și pentru mine a fost o provocare și am vrut să încerc să văd cu ce aș putea eu să-i ajut mai mult, cum aș putea să aduc viziunea mea asupra lor. Cu David am făcut un traseu interactiv atât pentru el, care să-i antreneze musculatura, dar și partea psihică, ca el să se poate concentra, să pună fiecare pas în cerculeț și pe urmă în afara cerculețului, să ocolească fiecare jalon la aparate, să facă alternativ picioarele, de exemplu, la bandă, aici cu mâinile să le tragă pe amândouă odată, să poată să împingă și el cu ajutorul acestor exerciții poate să
își dezvolte musculatura, care la el este mai ușor mai puțin dezvoltată decât la restul copiilor în general. Pot spune că facem terapia APA, terapie ocupațională, terapia comportamentală, logopedie, meloterapie, terapia prin muzică, kinetoterapie, terapie prin sport și mișcare. Eu țin foarte mult la mișcare, la partea de mișcare, pentru că este benefică tuturor copiilor și ajută pe ei foarte mult să se dezvolte atât emoțional cât și fizic într-un anumit ritm și armonios. Acum o să facem un exercițiu senzorial și o să încercăm anumite texturi. Hai! Pune-mi și celălalt picior tot în tăviță. Bravo! Ce crezi că este acolo, David? Pe ce e călcat? Ce este? O? Orez, da? Hai, merge mai departe, ușor, bravo! Hai să vedem, mai departe. Ce simți? E moale sau e tare? Cum este? Moale, așa este! Unii copii au anumite dificultăți când vine vorba de anumite texturi. Iar acesta poate să fie un exercițiu de desensibilizare, a spune eu, pe anumite texturi, da? La nivelul tălpilor. În grupurile de terapie, de 1 la 1, este indicat la început să mai luăm un copil tipic. Eu una, de exemplu, așa procedez în situații când mai iau și un copil tipic cu mine, în ideea de a observa copilul cu dizabilități, vorbesc de un copil cu dizabilități înalt funcțional în momentul de față, cum să execute, de exemplu, anumită mișcare. Eu îi arăt, dar una este când vede de la mine, adult fiind, și una este când vede de la un copil. De asemenea, copiii merg în tabere și beneficiază de cursuri de not sub atenta supraveghere a personalului. Notul este foarte benefic, adică ne dezvoltă atât pe plan fizic cât și psihic, da? Dacă ați observat mai devreme la ora de not, cât de bucuroși erau copiii când au intrat în apă. Ca și exerciții pe care putem să le facem aici la not, ar fi mișcarea de picioare, craul cu pluta, mișcarea de alunecare, craul, procedeul craul. Deci procedeul craul este primul procedeu care se învață la not. Uitați, dacă vreți un exemplu foarte bun pentru craul, cel care înoată pe culoarul al treilea, înoată procedeul craul. Da, deci pe burtă, făcând mișcări de brațe continue, deci acesta ar fi primul procedeu care se învață. După aceea ar fi procedeul spate, da, stând pe spate, mai întâi se învață mișcările de picioare, după aceea mișcările de brațe, aceleași exerciții pe care le fac și copiii normali, le fac și copiii cu autism și copiii cu sindrom Down. Mișcarea în apă face bine pentru toate categoriile de copii. Este foarte important ca copii cu nevoi speciale să participe la activități sportive și nu numai împreună cu copii tipici, deoarece activitățile sportive în mod special îi ajută pe ei să se integreze, să dezvolte o mai bună comunicare, atât verbală cât și non-verbală, pentru că copiii tipici au ajuns în punctul în care se înțeleagă pe copii cu nevoi speciale, care sunt non-verbali. Notul îi poate ajuta pe copii să lege prietenii, îi ajută și în lucrul de echipă, pentru că sunt momente când ei au nevoie de ajutor, iar copiii tipici îi ajută pe cei cu dizabilități. Totodată se dezvoltă relațiile pe plan social și mai pot spune că beneficiile ședințelor de acuaterapie sau de not, cum este cunoscut el, îi ajută pe copiii cu nevoi speciale să-și dezvolte funcțiile motrice, funcțiile cognitive și totodată să-și lucreze corpul și să-și îmbunătățească stima de sine și să învețe să relaționeze și cu cei din jur mult mai bine. În România, copiii cu nevoi speciale încearcă să țină pasul cu ceea ce noi definim astăzi normal. Acceptarea și răbdarea față de astfel de situații vine prin noi și prin educația pe care o oferim copiilor noștri. De aceea, mișcarea CONIL aduce mai aproape interacțiunea dintre copiii tipici și cei atipici. Fiecare au de învățat unii de la alții, iar adulții de la ei. Eu cred că în România lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Mă încurajează că văd tineri implicându-se în mult mai multe proiecte, atât de voluntariat, dar și tot felul de alte proiecte. Au un spirit civic și un simț civic mult mai dezvoltat și îmi place că se întâmplă lucrul ăsta și eu sunt pozitivă vis-a-vis de evoluția noastră, pentru că am văzut
văzut că mentalitățile s-au schimbat. Am văzut că sunt multe ONG-uri care militează pentru integrarea persoanelor cu dizabilități și care chiar fac diverse acțiuni și proiecte în beneficiul lor, iar tinerii nu-ți mai spun că sunt foarte doritori să se implice și asta e extraordinar. Noi, tinerii, consider că putem aduce o schimbare în România pentru că am avut acces la informații și la tehnologie mult mai devreme decât cei care ne-au instruit pe noi. Am fost crescuți altfel decât cei care ne-au instruit pe noi. Lucrurile pe care le-am învățat le punem în practică altfel pentru că avem mai multă răbdare, putem să venim cu viziunea noastră personală asupra exercițiilor. Îmi doresc și sunt convinsă că nu sunt singura. Îmi doresc și sper și sunt convinsă, așa în sinea mea, că acești copii cu dizabilități vor fi acceptați de societate și că nu vor mai fi marginalizați și vor fi și ei tratați exact ca și ceilalți copii. Pot spune că România este o țară în dezvoltare și eu cred că, mă rog, noile generații care vor veni așa cu pași repezi vor fi mult mai toleranți, mai empatici cu cei din jurul lor și îi vor ajuta mult mai mult pe copiii cu dizabilități, pentru că și în România se poate, nu doar în altă parte. Dragostea față de aproapele nostru o regăsim în stare pură la copii. Ei se nasc fără prejudecăți, se acceptă mai ușor și înțeleg mult mai bine ce înseamnă să fii răbdător și altruist. Menținerea acestei perfecțiuni cu care ne naștem este intervenția pe care o face adultul de azi, pentru adultul de mâine. Arată-i copilului tău ce poate face, pentru că poate. Și exemplul comportamentului nostru este ceea ce el va duce mai departe. Picătură cu picătură se formează oceanul, iar prin empatie, toleranță și iubire, copiii noștri vor forma o lume mai bună. Există oare vreo legătură între artele vizuale și dragostea de țară? Cu siguranță, da. Daniela Frumușanu a știut dintotdeauna că arta textilă este drumul ei în viață. Expoziția de steaguri medievale imaginare, a cărei organizatoare a fost, face trimitere la simboluri și motive decorative din perioada Evului Mediu, realizând o legătură indestructibilă între trecut și prezent. Studenții doamnei conferențiar universitar Dr. Frumușanu au desprins nu doar tehnica de realizare artistică, ci și dragostea pentru rădăcinile noastre ca popor. Se spune că nu există o definiție exactă a artei vizuale. E ca și cum am putea atinge cerul, dar nu putem. Ne mulțumim să-l atingem cu privirea, cu gândul, cu sufletul. Daniela Frumușanu a atins cerul de când era mică. A știut dintotdeauna că arta este drumul său în viață și ne povestește despre pasiunea vieții ei cu o sensibilitate ce numai artiștii o pot avea. Pasiunea mea pentru arta a început din clasa a cincea, pe când modelam lutul, făcând de regulă portrete. Îmi plăcea foarte mult lucrul acesta și am continuat să fac și pe parcursul liceului. Este foarte important să știi care este rostul tău pe lume. Și am știut dintotdeauna că acesta este rostul meu și asta știu să fac cel mai bine. Expozițiile de artă sunt făcute pentru a transmite mesaje puternice, uneori profunde, sau pot face trimiteri la diferite perioade istorice. În orice caz, o expoziție de artă este o sursă de hrănire spirituală și informațională. Studenții Danielei Frumușanu ne prezintă cu sensibilitate lucrările lor prezente în cadrul expoziției Steaguri medievale imaginare, organizată de Daniela Frumușanu la Palatul Parlamentului. Sunt prezentă pe simeze cu două lucrări de artă textilă, mai exact brasla croitorilor și blazonul făurarilor. Cele două lucrări au așadar ca elemente eponime în centrul fizic, dar și spiritual, brezlele celor două sectoare, așadar a fierarilor și a croitorilor, dar și o să
seamă de simboluri, de motive decorative care ne trimit cu gândul la perioada evului mediu. Lucrările pe care le-am expus în cadrul expoziției Steaguri medievale imaginare sunt două lucrări pereche care funcționează împreună, intitulate sugestiv din punctul meu de vedere Nadir și Zenit, Răsăritul și Apusul, pentru că sunt lucrări aflate într-un raport de antiteză, de opoziție. Răsărit și apus, noapte și zi, bine și rău, sunt polii opuși care ne aruncă în viață, sunt reperele noastre care ne ajută să ne ancorăm într-o realitate pe care o percepem fiecare în felul său. Arta este un reper al vieții perceput subiectiv. Arta textilă, în mod particular, este pentru Daniela Frumușanu opera vieții ei, pe care o simte, o creează și o arată cu dragoste publicului în cadrul expozițiilor. Ca să fii artist textilist, trebuie să cunoști foarte multe tehnici, dar nu numai tehnici. Trebuie să cunoști istoria artelor, trebuie să ai schimburi de experiență cu artiști din diferite domenii. Este foarte bine să faci expoziții personale pentru că te testezi la un anumit interval de timp. Cum ești tu? Te-ai schimbat? Nu te-ai schimbat? Ce ai adus nou? Ce ai adus important? Dacă ai adus ceva important, da? Ca și mesaj artistic. Fiecare om este dator să ofere mai departe tot ce este mai bun și mai frumos din experiența sa. Pentru artiști ca Daniela Frumușanu, această dăruire vine de la sine, iar studenții săi spun acest lucru cu tot sufletul. Doamna Frumușanu este un melanj între mamă, om, artist și profesor dedicat. Dumnezeu ne-a luat sub aripa ei protectoare și ne-a călăuzit atât către demersul nostru artistic, cât și cel umanitar. Îmi place să colaborez cu doamna, a fost foarte, foarte drăguță și este în continuare. Și nu numai drăguță, este și un artist foarte, foarte serios în ceea ce face și cum înțelege studenții. Am terminat liceul de artă George Apostu din Bacău și am avut profesori extraordinar de pasionați, care ne iubeau și pe care îi iubeam foarte mult. Erau ca și părinții noștri. Zic eu că este extrem de importantă această relație de omenie, în primul rând, dintre profesor și elev, profesor și student. Toate lucrurile născute din inspirație vin firesc. Poate la început timid, dar nu rămân neaflate atâta timp cât pe lume există artiști ca Daniela Frumușanu. Întotdeauna am simțit că este de datoria noastră, a tuturor, să nu lăsăm ideile frumoase să moară. Și fiecare, sigur că prin mijloacele specifice meseriei, face acest lucru. Și nu am așteptat niciodată să mi se întâmple lucruri. Am încercat să le provoc eu. De la studenții săi aflăm cât de importante au fost eforturile acesteia în activitatea lor artistică. Am participat la numeroase evenimente împreună cu doamna Daniela Frumușanu, deja de ordinul zecilor. Dânsa este cea care ne-a coordonat și prima expoziție personală pe care am făcut-o împreună în anul 2018. Chiar dacă ești artist sau nu, oprește-te puțin și pune-ți și tu aceste întrebări. Cum ești tu? Te-ai schimbat? Nu te-ai schimbat? Privește în jur și simte culorile, respiră-le. Artiștii fac asta de când s-au născut, de aceea percep lumea într-un mod atât de frumos, simplu și optimist. Aș putea spune că nu putem trăi fără culoare, fără armonie. Și m-aș bucura foarte mult să văd din ce în ce mai mulți oameni care nu au legătură cu artele vizuale să vină să vadă o expoziție, un film, o piesă de teatru. Lucrurile astea ne construiesc caracterul uman mult mai armonios. Din punctul meu de vedere, arta este cumva un refugiu de la ceea ce se întâmplă în lumea exterioară. Toată lumea știe că arta este acea poartă care ne deschide un univers paralel față de viața cotidiană și chiar cred că acest lucru se întâmplă și în practică. Sunt lucruri pe care le-am învățat și pe care le-am deprins prin intermediul doamnei profesor, întrucât dânsa este cea care demonstrează prin însăși iubirea sa față de artă că aceasta este lumea care ne salvează de la micile greutăți zilnice. V-ați
întrebat vreodată de ce oamenii din lumea artei sunt mai luminoși, de ce vorbesc așa de frumos despre orice lucru, oricât de mărunt ar fi? Răspunsul este că arta, odată înfiripată în simțurile noastre, ne colorează viața în culorile soarelui. Fără a fi o desprindere de realitate, arta, oricare ar fi ea, ar trebui să facă parte din viețile noastre, indiferent de vârstă. Și sunt mulți artiști, cum e și Daniela Frumușanu, care pentru asta trăiesc, să creeze artă și să ne ofere cu dragoste. Să știți că n-a fost ușor, nu este ușor, pentru că viața unui om nu cuprinde numai bine și frumos, cuprinde și greu și urât și lipsuri de toate felurile pe care trebuie să le rezolvi, să le învingi, să mergi mai departe. Îmi place să inițiez tot felul de acțiuni de ordin artistic, fie că este vorba despre tabere, fie că este vorba despre workshop-uri, fie că este vorba despre expoziții de anvergura expoziției Westmeet East, adică vestul întâlnește estul, da? Sau expoziții de anvergura celei în care ne aflăm aici, steaguri medievale imaginare. Atâta timp cât există oameni de la care poți învăța lucruri frumoase, poți spera la o viață în armonie cu tine însuți și cu tot ce te înconjoară. Daniela Frumușanu își învață studenții ce este frumosul pentru ca ei, la rândul lor, să semene raze de soare în calea celor care îmbrățișează arta. Eu consider că suntem o familie în care are loc un schimb de idei, un schimb de idei permanent, chiar dacă este non-verbal. Vis-a-vis de tinerii artiști, am încercat, pe lângă temele din cadrul universității, care respectă programa, dar sigur presupun și un grad de creativitate ridicat din partea fiecărui profesor, îi energizează și determină să scoată din sufletul și din mintea lor, da, nestemate, efectiv. Există o comunicare permanentă între noi și doamna profesoară, o comunicare care se întâmplă și în afara orelor universitare. Dânsa ne-a conturat pe toți în vederea creării unor personalități artistice. Ei sunt mici acum, eu așa îi văd, dar mici în sensul vârstei. Dar ca și experiență, să știți că unii dintre ei sunt performanți și au reușit să demonstreze lucrul acesta. Și, ce să zic, sunt foarte mândră. Lacrimile Danielei Frumușanu sunt lacrimi de emoție, pentru că știe că a reușit să sădească în sufletele studenților săi cele mai frumoase valori ale vieții. Dincolo de programa școlară de la Universitatea de Arte, studenții învață să iubească tot ce îi înconjoară și mai ales locul unde s-au născut. Cred că un artist percepe altfel dragostea de țară, pentru că e mult mai atent la lucrurile frumoase care se întâmplă. Este mai puțin critic în sens negativ și mai mult critic în sens obiectiv. Analizează mai mult, se uită la frumusețea ce îl înconjoară. Și cred că tocmai acest înveliș mai pozitiv pe care îl dăm noi, artiștii lumii, este cel care ne dă, din nou, ne dă putere să continuăm să creăm. Așa că România va fi cu siguranță o sursă de inspirație. Oricum este o țară, din punctul meu de vedere, fascinantă, cu un specific care îți face pielea de găină, este așa bogată, complexă, deci merită exploatată artistic. Cel mai important semn al faptului că îți iubești țara, nu? Faptul că îți faci datoria cât poți tu de bine, acolo unde ești. Iubesc România pentru că este spațiul în care am crescut, adică din care m-am născut, în care m-am format și, ce să zic, căruia am multe să-i dăruiesc. Dacă ar fi să tragem o concluzie a acestei ediții, aș spune că tradițiile, solidaritatea și respectul pentru înaintașii noștri sunt valori după care românii se ghidează. Iar noi, echipa de la Dragoste de România, suntem aici să vi le prezentăm. Mulțumesc Nimfa Clothing pentru ținuta mea de astăzi. Sunt Cezara Munteanu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!